Băi, voi mă vedeți clar că eu nu vă văd clar. Ia vezi că-i semn de diabet. Corect. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Vorbim deschis, tac în complet, despre semne timpurii de diabet. Nu e nicio fericire să te pocnească o boală cronică, uite așa, fără preludiu. Măcar să te anunțe și ea. Dacă îmi spunea, domnul Vițu, veniți la noi de lăsat a secolului și dacă veniți, micșorez chiriile și nu mai torn apă în vin. Cui naiba, îi convine să ia tratament toată viața, dar dacă tot e să fie, măcar să o descoperi din timp înainte să-și facă de cap. E mai bine așa pentru că tot ce e luat din pripă, mai târziu, nu se complică. Și tot ce e ținut sub strict control evoluează cum ar veni, mult mai domol. Unele boli sunt parșive și nu-ți dau semne. Sunt ca mutul care... Îți dau un sfat. Stai în banca ta. Altfel o să ai de-a face cu mine. Treaba aia cu pământul. Hai. Numai despre câte am vorbit noi aici în atâtea și atâtea videouri. Alte boli, cum e și diabetul, nu pot ține bine ascuns secretul. Cel puțin în diabetul de tip 1, simptomele apar de obicei rapid, în câteva zile sau câteva săptămâni de niveluri ridicate ale glucozei în sânge și să fie afurisite ele că, ghinion, sunt și severe. În diabetul de tip 2, semnalele de avertizare sunt relativ ușoare, adică atât de timide și de sfioase că omul nici nu le ia în seamă că ar fi serioase. Eu dorm în camera de alături. Singură. Și aici e capcana și pericolul mare, că omul nu știe că are diabet până când nu apar alte probleme de sănătate de dânsul cauzate. Diabetul de tip 1 este o afecțiune autoimună în care anticorpii produși de sistemul imunitar atacă și distrug celulele pancreasului care produc insulină. Nu se vindecă, dar poate fi ținut sub control prin tratament. În diabetul de tip 2, pancreasul poate produce insulină, dar nu știu tutele celulele să o folosească eficient. Pacienții nu sunt dependenți de tratamentul cu insulină, dar trebuie să fie atenți și să-și corecteze nivelul glicemiei prin alimentație, mișcare și, dacă e cazul, prin medicamente antidiabetice orale. Vrei să știi cum se măsoară glicemia corect cu un nou glucometru inteligent? Vă rog să mă lăsați în pace! Îți lăsăm un link în comentarii, intră și ascultă-o pe Monica, îți explică ea mai clar. Și diabetul de tip 1 și cel de tip 2 semnalizează precoce cam în același fel. Cum? Nu știm! Pe onoarea mea că nu știm! Te simți mai tot timpul înfometat și obosit. În mod normal, organismul transformă alimentele pe care le mănânci în glucoză, iar celulele folosesc glucoza pentru a produce energie. Însă pentru a absorbi glucoza, celulele au nevoie de insulină. Dacă pancreasul nu produce destulă insulină sau nu produce deloc, sau dacă celulele sunt rezistente la insulină, cum să mai ajungă glucoza la ele și de unde să mai tu energie? Asta face să-ți fie mai foame ca de obicei și să te simți mai obosit. Urinezi mai des și ți este mai sete. După ce câștigi pagubă la mâncare, mai dai și apometru peste cap. Bagi apă pe o parte, o scos pe cealaltă. O persoană sănătoasă, în mod normal, golește vezica de 4 până la 7 ori în 24 de ore, dar una cu diabet este un fel de robinet. De ce? Pentru că în sânge nivelul de glucoză, adică de zahăr, este crescut, rinichii încearcă să rezolve treaba și să o elimine pe glucoză, producând mai multă urină. O prea reușesc, e mare lucru, dar perseverează. Și ca să producă mai multă urină, au nevoie de mai multe lichide. De acolo setea care te cuprinde. Ai gura uscată și te mănâncă pielea. Apă intră, apă iese, ce e val ca valul trece și de la deshidratare gura începe să sece. Fără poezie, ia să-i pustiu. Adică să fie uscată. Și tot de la deshidratare pielea este uscată, ceea ce provoacă mâncărimi. Ai vedere încețoșată. Cumva ajungem într-un fel din nou la apă. Nivelul glucozei din sânge, fie că este prea ridicat sau prea scăzut, determină modificarea nivelurilor de zahăr din lichidele din organism, iar asta determină vederea neclară. Apoi, o glicemie crescută afectează vasele mici de sânge și, ca urmare, de neclarități omul se plânge. Dacă tovarășul Popescu ne e tată, madama Ținte, ce ne vine? Mamă vitregă sau o cumnată de verișoară? Ăștia care purtăm ochelari dăm vina pe ei și până să aflăm cât avem glicemia, ne gândim că ni s-o fi mărit dioptria.
Alte simptome care apar atunci când glucoza din sânge este la un nivel ridicat de o lungă perioadă de timp, că n-ai dat atenție semnalelor pe care corpul ți le-a dat, că nu te-ai dus la medic și rău ai procedat. Deci, alte simptome sunt infecțiile fungice repetate, la nivelul gurii, unghiilor, picioarelor, sub sâni sau în jurul organelor genitale și în principiu oriunde este un pliu al pielii, unde e cald și umed, răni care se vindecă greu, furnicături sau amorțeli la mâini sau la picioare și stare de iritabilitate. În diabetul de tip 1, În diabetul de tip 1, care apare mai ales la vârste fragede, la copii și adolescenți și la persoanele cu vârste până în 35 de ani, astea nu mai sunt fragede, sunt așa mai pârguite. Pierderea rapidă și semnificativă în greutate, în condițiile în care, cum ziceam, foamea-i foame, ar trebui să fie un simptom care să alarmeze. Slăbirea este cauzată de faptul că, nemai primind energie din alimente, organismul începe să ardă mușchii și grăsimile. Că trebuie să mănâncă și gura lui, doar nu vrei să-ți mănânce ție zilele. Eu sunt artist, domnule. Ce artist ce bea? Când trece la ars grăsimile, organismul produce cetone. Greața și vărsăturile fiind pentru asta printre altele simptome. Acumularea în sânge a cetonelor este periculoasă căci, să mă iertați că o spun direct, prin preajmă poate fi prezentă o doamnă negru cu o coasă. Ca să știți și denumirea aia tehnică, se cheamă cetoacidoză diabetică. Mai trebuie să spun și despre diabetul gestațional, dar ăsta măcar e temporar, apare în sarcină la unele gravide, iar după naștere se remite, adică dispare. Simptomele diabetului gestațional sunt tot setea, urinările frecvente, foamea, vederea încețoșată și gura uscată. Ce e bine e că vrea nu vrea, nicio gravidă nu scapă cu simptome sau fără, tot o să fie testată. Cam atât a fost de spus despre semne timpurii, dar poți să mai stai dacă vrei să știi cum se manifestă hipo și hiperglicemia. Hipoglicemia, scăderea nivelului de zahăr în sânge, are ca și simptome tremurăturile, iritabilitatea, anxietatea, nervozitatea, stările de neliniște, confuzie și sau delir, amețelile, somnolența, foamea excesivă și greața, durerile de cap, oboseala și senzația de slăbiciune, vederea încețoșată, furnicăturile sau amorțelile limbii sau buzelor, lipsa coordonării mișcărilor, spasmele musculare, ritm cardiac accelerat, coșmaruri sau crize de plâns în timpul somnului și cel mai grav simptom, pierderea stării de conștiență. Hiperglicemia, creșterea nivelului de zahăr din sânge, se manifestă prin sete extremă și urinare frecventă, senzație de foame chiar și după consumul de alimente, vedere încețoșată, senzație de oboseală și slăbiciune. Între cele două, hipo și hiperglicemie, se spune că hipo e mai periculoasă. Pe bune. Îi mulțumim doamnei dr. Laura Ene, medic primar diabet și boli metabolice, care a validat medical textul de azi. Doamna doctor este fondatoarea Ela Clinic, prima clinică de nutriție terapeutică din România, care oferă servicii complete de nutriție și psihonutriție. Vă lăsăm un link în comentarii. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Abonează-te creștine, nu te costă niciun ban, că în caz că boala vine, s-o recunoști spontan. Oh,